Bună ziua, oameni buni, bună ziua! Mai trecut un weekend, ușor, ușor ne apropiem de 1 decembrie, de Moșul Nicolae, de Crăciun și de Anul Nou. Mă rog, oameni buni, pe când era căldură în apartamente, pe când curgea apa caldă la robinet, puteai să stai iarna în tricou și să ții geamul deschis așa ca să te mai răcorești. Ce credeți că se întâmpla? Se filma un serial, serialul La Bloc. Acum, haideți să ne facem, să facem un exercițiu de imaginație, să ne gândim așa. Dacă s-ar fi filmat acum serialul ăsta La Bloc, nu le mai vedeam pe cele trei fete sumar îmbrăcate, sexy, frumoase. Le vedeam probabil în cojoace, căciuli, scoțând abur pe gură. Exact, nu le mai vedeam așa și cum spuneam ceva mai devreme, le vedeam înfofolite. Pentru că de trei alte vremuri, 2021, apă caldă ioc, căldură ioc, dar asta e. În fine, fetele care făceau furori în rândul adolescenților au devenit mame, iar două dintre ele au venit în vizită la noi. Laura Cosui pentru început, Tile Nicolae încearcă să parcheze mașina pe undeva prin curtea ProTV-ului și ne întâlnim și cu ea imediat. E în parcare La Bloc, dar până atunci, Laura Cosui! Închide ochii o clipă și adu-ți aminte. Perfecte, bine ai venit, Laura! Ce faci, Laura? Mă bucur mult de tot. Unde vrei să stăm? La canapea, la bar, la masă? Unde vrei tu? Unde vrei tu, alege. Nu știu. Te rog. Unde ne simțim bine? Unde te simți tu cel mai bine, acolo alegi. Hai la bar. Acolo merge, hai, dacă tu bar, te simți bine acolo. Ia, a venit. Ia, venim, a venit. Aparcat, exact. Hei! A ajuns! Bine ai venit! Deci știu, să ne pupăm, să nu ne pupăm. Știi, lumea s-ar putea să creadă. Băi, o regie, pur și simplu, Tili a vrut să apară imediat da, la câteva momente. Dar la un după moment dat, odată cu vârsta, simți nevoia să fii diferit, înțelegi? Adică să faci așa. Ține un pic să cobor, înțelegi? Că sunt înțepenită, așa, mulțumesc frumos. Dar de ce ești înțepenită? N-am zis, mă, cu vârsta îmbătrânește, lasă spatele. Îmbătrânești, dar alții cu vârsta întineresc. Rămâi în anumite poziții și îmbătrânești. În ce poziție rămâi? Unde stăm, Tili? Unde vrei tu, Laura, pentru mine? Am zis la bar, Laura, că probabil te mai și ușor cu spatele tău. Da, duc, așa îmi place mie să merg, înțelegi? Adică, perfect. Eu așa merg. Ce faci? Ce faci, fetele? Bine, mulțumim pentru această întâlnire. Da, mulțumim. Ne-am mai reîntâlnit aici, era frumos să fie și Dana, o salută pe Dana Rogoz. Ce? De atunci nu am mai văzut. De atunci, atunci mai văzut? Păi, tu știi ce înseamnă să vin la tine? A? Hai de capul uite, meu. Uite, te întârziem. Da. Ce înseamnă? Vorbește cu una bucată mamă, ia copilul, bai la tine online, că e perioada asta da, mă, nebună. Tine, dar zici că asta e aflat că vii aici. Ce? Păi nu, dar tot timpul apar neprevăzute. Da, trebuie să fie la școală, știi, și acum e online. Știi ce nu-mi dau seama? Tu ai zis că e o aventură când vii aici la noi, nu? Da, da. Păi când te duci la Teo? Când eu la Teo? N-am mai fost la Teo de nu știu când, că e departe cu studioul și în săracii. Ea nu merge deloc acolo, pentru că mi-au bătut, auzi? Care e mai aproape? Mi-au bătut obrazul colegii de la General Redacție și zicea, dar la Măruță cum te-ai dus? Măruță e la două intersecții. Au locuri de parcare la Măruță. Și Măruță e mort. M-a certat inclusiv cu de ce a apărut Popescu. Cine mă te-a certat? Că ei nu pot să aibă poze. Că ei nu pot să aibă poze cu Popescu și copii și zic, păi, da, zic, da, e o altă relație. Eu știu, bă, Măruță l-a sunat pe Popescu, n-a l-a convins. Exact, adică... Ce te-i fac eu? Da. Nu te-au certat, hă? Mulți spus m-au certat, că nu prea pot să mă cerți. Da, înțelegi că dacă vreau să zic și dacă eu. Da, dacă mi-activez, dacă mi-activez fiara din mine... Da. Dar tu stai bine de tot, stau super. Stai bine pe scaunul ăla? E brici. E brici, ok. Să continuăm. Să meargă discuția mai departe. Mă gândeam o acum, oră stăm aici. Mă gândeam, știi că asta ziceam, știi, când pe era scaun, la bloc... Pe scaun, poate ne mai mutăm. Când era la bloc, era căldură, apă caldă, ta da, da, exact așa. A, trebuie să fie ceai de noi la platouri, că vreau să zic care căldură, care... Nu, mă gândeam acum să filmeze serialul ăsta la bloc, în condițiile din 2021 actuale, când în foarte multe blocuri din România nu e apă caldă, caloriferul e rece. Nici în teatrele din România nu e căldură. O zic eu, că mor de frig prin teatrele din țară. E admir pentru anduranță. Eu tocmai ce anul ăsta am intrat într-un... Nu, anul ăsta am intrat într-un proiect și cu zăpăceala asta, știi, 30% era zis dintre clienții, dintre oamenii care vin și eram, auziți, fraților, nu pot să duc psihic. Eu zic să așteptăm până la primăvară, înțelegi? Ca să putem să ne întâlnim la repetiții. Unul vaccinat, altul nevaccinat. Stai să ne vedem un strănută. Panică, înțelegi? Hai, ne vedem la primăvară, domne, cel mai bine. Ce tare ce zice și Laura cu să-i știi, adică și în, nu numai la bloc e frig, dar și când te duci la teatru și poate ai o scenă în care trebuie să fii, eu nu știu, un tricou sau... Da, altfel, orice... E frig și la teatru, nu? Ce se nimerește? Foarte frig în teatru, încă nu m-au dat drumul la cântură. Eu frig, eu sărăcie, știi să vezi ce o să fie, ce o să fie. Nu, dar acum mai gros, mai înțeles, să știi că nu era chiar totul roz pe vremea aia, adică așa ar fi ideal, însă noi am făcut niște răceli nasoale, fiind foarte bine că am făcut copii, asta e treaba. Uite, aici, haide că știm,
oamenii încă mai văd imagini din de la blog. Să știi că acolo suntem noi două, tu ești cu american, nu face ceva. Eu fac ceva. Eram... Deci mai ideea e că decât... oamenii încă mai văd serialul la blog pe ProCinema, da. Probabil și pe voi vă mai întâlnesc cu oamenii pe stradă care vă mai zic că băi, v-am văzut aseară la film, nu? Da. Știi? Păi în sfârșit că mie nu mai spune lumea Dina. E de mare minune. Deci în perioada aia era Adina, eram, nu, Roxana, dar nici măcar, înțelegi, știi? Adică nu ziceau nici măcar numele din... Da, vreau să spun că chestia asta cu rețelele sociale mi se pare incredibil că s-a creat în sfârșit identitatea persoanei, știi? Pentru noi era cel puțin, nu știu, mi-aduc aminte și că aveam discuții în care era foarte important să te detașezi un pic de personaj. Sunt foarte mulți actori care de-a lungul timpului, din păcate... Au rămas cu numele din seriale. Da, da, da. Și e o corvoadă, crede-mă, unde să port, știi? Normal, trebuie, știu că după la blog am apărut în serialul Cum pas înainte și apropo Greta Total Muză spun că poate face întâlnire și cu cei de la Cum pas înainte, în fine, mi-ar sunt plăcea. Sunt mult mai mulți, e greu de... Nu, dar câțiva acolo am fost, câțiva vârf, să știi, nu chiar toți, dar câțiva acolo... Colegul Dani din regia de emisie ar vrea să facă o reuniune la Fete cu lipici. Mamă, lași! Băi, stai să-mi pun centru de aia care să mă strângă! Ok, perfect, așa? Da, am și uitat ce vreau să zic. Pe scurt, e că merg. Vrea așa cu alți colegi, asta este. Hai, ideea, adică... Vreau să spună că Laura, că după ce a jucat în la blog, când era la un pas în... Da, ideea este că abia cu acel... Asta vreau să spun, da. Cu acel, tot abia cu numele din la blog te strigau. Nu, tocmai a început să se distanțeze. Și, de fapt, m-a ajutat foarte mult și Dansez pentru tine, pentru că acolo m-au văzut Laura. De fapt, din Adina m-am transformat în Laura și apoi în Mara, Soare și în alte personaje. Dar, într-adevăr, multe nume în continuare sunt foarte atașați oamenii de personajele noastre, de Nea Popa. Eu joc cu Tudorel Filimon într-un spectacol, Rude cu nevastă mea. Apropo, suntem la Pașcan vineri și pe 15 decembrie sper că nu, pe 15 decembrie jucăm în București, așa că mai sunt câteva bilete, puteți să luați bilete. Duceți-vă acum pe 2021 la aia, că la anul veniți la mine cu americanul. Da, 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 așa. Da, cu americanul? Da. Am jucat și cu americanul, primul meu spectacol. Da? Da. Ce da. Nu se zice. Așa. Tare. Deci pe 15 nu, decembrie. Nu, da, nu, la Pașcani când e? Vineri, pe 26. Mă interesează Pașcani, eu te rog. Da. Deci pe 26 la Pașcani. Mie mi se pare superb când piesele astea de teatru merg și în provincie, pentru că oamenii au atâta nevoie da, și de teatru nevoie, și parcă să știi, de oamenii e altă energie, nu? Te bucuri, da, parcă se bucură mult altceva, mai mult. Da, da, da. E un, să știi că nu e ușor pentru nimeni, dar cumva mi se pare că meseria asta, iată că nu există, na, televizorul ne unește cumva și putem să avem șansa să apărăm, să ne vadă cât mai multă lume, însă teatru, care e o artă vie, așa se spune, da, că se naște în momentul în care îl joci, e o energie fantastică, de fiecare dată e altceva. În seara asta joc barza domnului ministru. Să știți că în seara care ministru? Că nu știm ce se mai întâmplă. Domnul Ciucă, Mihai Ciucă. Deci ești barza domnului ministru sau prim-ministru? Barza domnului ministru. O să fie prim-ministru. Da, da, trece de pe familie, pe război. Cheamă, nu? Ciucă? Păi și știi că e nepotul. Da? Da. Am înțeles. Vine cu girofar la asta de televiziune. Ți-ai găsit, mă iubită, că vreau să știu că trece anul și ai? Nu, acum, de când e unchiul prim-ministru, poate. Deci, deci de ce nu știu oamenilor că e unchiul tău, vii cu girofarul soții la emisiunea cu SPP-ul? Da. Da. Bă, da, ce sunt în stare să ies cu tine pe stradă, că ești băiat de treabă, așa pare. Când mai ai, când trebuie să ajungi undeva foarte repede, mă sun și strimit exact. Repede. Am o întâlnire cu Ciucă. Care Ciucă? Cu Ciucă, Radu Ciucă. Radu Ciucă. Bun, știți ce vreau să vă întreb, fetelor, când vedeți imaginele cu voi din la blog, uite, vă arăt o secvență. Acum, să avem zicem, și sunet? Momentul vreau ăsta. Să știu, avem nu, și dar sunet? Mai știi textul. Nu mai știu nimic. Nu, secvența am dat vă mai aduceți aminte senzația, energia aia când ați filmat povestea asta sau e pur și simplu... N-ai cum să uiți, dar cumva fiecare zi se repetă. Și mi-a plăcut, o cunosc așa de bine, deci asta e acest... N-ai cum să uiți, adică îmi aduc aminte de tot ce înseamnă acest subtext. N-ai cum să uiți foamea, frigul, înțelegi, orele... De-astea nebune în care veneam la platou, ia uite copiii pe sus, cum deci, zic, da, da, eram da. Ca și cum, eram angajat. Nu, adică ți-aduce aminte, bă, în momentul ăla am avut o zi în care chiar am avut febră în ziua aia, dar m-am dus la filmări, dar mi-a fost greu. Nu ne amintim decât ca un tot episod de... Doamne, mi-aduc aminte că venea Laura să-mi ia cu mașina, îngurgea și nasul și ochii și nu vedeam, înțeles, și Laura să dea la vitar atunci, să-i dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului și venea să-mi ia și mergeam Laura. Eram varză și am luat, înțelegi? Adică... Cum păi de asta spun. Dar ea era cu imunitatea mai bună, eu eram aia care era varză și mi-aduc aminte că Radu Dragomiru țipa la mine că îmi spunea... Eram cu șervețele. Fiind domnul regizor, că nu pot să-i spun soțul Dane, că pentru mine atunci era în rol de... Da, 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 da,
asta întrebam. Da, da, știi? Și aveam un talent fantastic, deoarece da. Pentru că eu la exterioare mi era un frig în continuu. Ideea este că pentru noi a fost se repetau foarte mult zilele, evident, câțiva ani. Am fost ca și cum e un job, ca la tine aici, adică dacă te întreb peste două, știi câți ani se împlinesc? Dar de la recăldură. 22 de ani. Nu, 20, imediat fac 20 de ani, nu? De 2003. Când? Da, din 2003. Doamne. 2003. Trebuie să mă așez pe canapea. 2013, imediat se fac 20 de ani de când am jucat și da, vă dați seama că au trecut ceva ani. Uite-te, dar sunteți neschimbate. Da, mulțumim. Da? Sutienele alea nu se mai găsesc. Sutienele alea nu se mai găsesc, au schimbat ăștia magazinele. Arătați senzațional și între timp aveți familie, copii, adică asta mi se pare foarte tare. Fetele nebune din la bloc au devenit mame, fiecare de câte doi copii. Da, fetele nebune au rămas niște, adică și în rolul de mame nu cred că... Ne jucăm. Dai de băut duminică? Duminică? Da, dau de băut duminică, mai dau și pe 24, sper să nu uit să mă și prezint. Duminică e ziua ta? Da. De naștere? Da. Câți ani? Și zici acum, 30. 36? 36? Da, 36. La 36 ani m-a născut pe mine mama mea. Mulți înainte. Mulțumesc. Mulți înainte. Da, al doilea copil. Popescu? Popescu e la schi. Da. Păi se deschide... Nu. M-a rugat frumos să plece. Ăștia a cerut bilet de voie. A apăsat pe tace și biletul. A luat cu QR codul și pleacă. Da, iubita, pot să. Și pleacă la... Se deschide la schimb. Mă rog, au închis ăștia Austria și pleacă pe Italia. Și cu cine pleacă? Cu gașca de prieteni. Acum că e gașca de prieteni, că sunt ei sau ele, văd eu după. Popescu, deci pleacă de ziua ta? Da, mă, dar nu e așa o tragedie, adică e ok. Păi nu, dar eu țin minte cât de panicat ai fost atunci când ți-a uitat un buchet să-ți aducă. Băi, nu, aia e altceva. Aia e altceva. Deci aia este o promisiune. De ziua mea n-aveai promisiune, adică e ok, în fiecare an a fost. No, it's ok, adică... Okay, a fost în fiecare an. Ce face totuși de ziua ta dacă Popescu nu e? Ce? Păi, dar nu... Cu cine dar... bem o pălincă, o țuică? Păi, da, trebuie... Cine, nu trebuie musai chiar în ziua, adică să am diverse ziua. Nu, adică eu chiar sunt foarte ok. Și tu ai fost plecată în Bali, exact. Unde? Da, am fost. Și eu tot ce m-am întors din Londra. Adică, de ce a știi? Fost? Mi-e place chestia poartă. Asta, că se pleacă nu, așa separat, nu. Știi? Urmează. Okay. Zici? Laura... Da, după 15 ani, urmează. Vreau să plec la schi. Nu, okay. Nici la Iași nu plec și fără? Nu pleacă. Da, da nu. Dar mie îmi place. Nu, adică... Noi suntem foaie de capul meu. Nu știu, așa ne-am format, cred că, de la început. Adică, noi, fără... Nu, știu, nu putem fără copii și unul fără adică, celălalt. Fără copii și mie mi se pare greu în ultima perioadă. Da, și mie, foarte greu. Foarte greu! Foarte greu! Stai că mi-ai zis copilul să-i fac cu mâna. Sofia, apucă-te de teme, mamă, că vin unde acolo. Apucă-te de teme, mamă, lasă fix mâna. Fix asta ți-a zis copilul. Închide televizorul. Fix asta ți-a zis copilul. Da. Mami, să faci așa, să apucă-te de teme. Așa mi-a zis, fă cu mâna. Aha, teme. Aha, teme, exact. Da. Pe vremea asta filmam de 1 decembrie. Da. Eram... Da. Deci e all good. E perfect. Laura, data trecută mi-aduc aminte că îl pusese în gardă pe Cosmin să fie, nu știu, că fiind cu turneul, plecat, exact de asta. Și nu știa toate, dar acum nu mai știe nici măcar datele. Atunci măcar avea o listă. Astea-s datele, acum a intervenit spectacolul deci, de vineri. Deci Cosmin pe 26 Pașcani. Deci ca să știi. Apropo, da. Pe 26 Pașcani. Pentru că habar n-avea, da, o să fie un haos total. Mai ai și eu copii mici, știi? Sunteți mereu cu zâmbetul pe buze. Da. Jur. Mie asta mi-a plăcut întotdeauna la voi. Super pozitive, super tonice, super cu zâmbetul pe buze. Când mă vede lumea la televizor, cred că oamenii nu se gândesc că voi poate aveți probleme sau că suferiți sau că nu știu. Fiecare om are problemele lui. Ba, nu, să știi că Tilly chiar povestește. Tilly povestește des de problemele. Da, povestește foarte, mi se pare normal, adică pe bune să fie o... Păi da, și le povestește. Mie mi se pare că este foarte binevenit. Toate problemele din lumea la ea? Da, nu chiar așa. Nu chiar, dar le zice. Mie mi se pare că e foarte important, adică mie mi se pare un suport pentru altcineva, pentru că eu de-a lungul timpului, cel puțin așa, era să zic în tinerețe, în perioada când eram eu mai nedezvoltată emoțional, așa, mi se părea că... Nu aveai suport, știi? Și uite, cu treaba asta cu online, stai să-ți spun. De la persoane publice care vin și spun, hei, știi ce? Și pentru mine e o zi grea în care am problemele astea. Cu treaba asta cu online, nu? Uite, chiar stăteam să mă gândesc, măi, se cresc generații care trăiesc, cum să spun eu, altfel, într-un mit, înțelegi? Adică la ceea ce se întâmplă. Și de multe ori să mă gândesc, mă, da, copilul meu, când o sta și o scrollui așa 3 secunde, ăla e fericit, ăla e îmbrăcat, nu știu cum, ăla e nu știu ce vacanță. Totul e wonderful, știi? Adevărul este că mi se pare foarte greu de
Trebuie să ajungi să te raportezi la realitate. Adică, băi, indiferent și... că există filtrele astea și avatarizarea asta pe internet, evident că trebuie să cumva să desprinzi și lumea mai puțin plăcută de acolo. Însă, în ceea ce mă privește, eu sunt un om foarte pozitiv, super optimist, care mi-am propus că atunci când un om ajunge pe pagina mea de Instagram să plece cu un gust bun, adică să nu plece cu, nu știu, există, de exemplu, episoade... Dar stai, episoade da, exact, în care nu ți-a fost tocmai super, cel mai bine. Ca să spun așa... Și în carte, la un moment dat, ai povestit despre am ales lucruri. Să povestesc niște cadre un pic mai... Da, să vadă și de la persoane publice da. Că, bă, știi, și noi suntem vulnerabili și noi avem problemele noastre. Mai da, suntem oameni, despre ce discutăm, adică tu crezi că, uite, a povestit ce de spectacole, de daia, tu crezi că e ușor? Adică ea zâmbește aici, dar gândește-te că e un sacrificiu, totuși convinsă cu copiii, a pleacă, se întoarce. Am mâine merg la Făgăraș, știi? Stai, n-am terminat un pic. Unde, mă, că care de cele mai multe ori le regăsim și noi pe mesajele noastre de WhatsApp. Măruță, toată ziua la televizor, râdeți acolo, mâncați coordonat și aveți probleme. Deci tu chiar iei bani, nu, înțelegi? Nu, despre asta nu, e, nu ești actor, nu te duci nu, în frig. Nu, mi se pare că plătește cu... Stai că bom, plătește să mă ridic cu, acum. Cu... Ia uite să... Ai 1-0! Ai dat-o pe asta, cu așa timpul, cu mesajele. Dar el nu poate să plece în vacanță, el nu poate să fie bolnabil, el poate realmente să lipsească în cercetă. Dar aia emisiunea televizor, mă, nu ți-ar veni alții să spună... Deci, practic, este într-o colivie. Aurită, superbă. Jos pălăria, știi când ți-am mai zis? Place. Ultima fotografie pe care am făcut-o pe stradă, am făcut-o cu cineva care mi-a zis, hai, Măruță, putem face o poză, te știu de pe TikTok. Adică de acolo, da? Știi că ți-am zis? Ți-am zis și anul trecut și în fapt am zis tuturor, jos pălăria, eu nu știu dacă aș fi avut puterea interioară să pot să fac, să țin emisiunea zilnică dacă aș fi fost în pacucii tăi, în perioada aia nebună, știi? Pentru că, uite, Adrian, și tu aveai familia ta acasă, copii și așa. Da, dar să știi că în același timp cred că ne-a făcut și bine, pentru că toți colegii de aici am fost așa uniți și în același timp parcă era un loc unde noi aveam dreptul să plecăm de acasă, din izolație, știi? Nu știu, din izolare, știi? Da, oricum respect, adică respect. Uite, și pentru Laura ți-am zis, eu m-am retras puțin din povestea asta, am și simțit, adică știi că am mai discutat, că am simțit să mă... Mi se pare că ești la fel de activ, nu știu din ce te-ai retras. Nu, la modul că au fost ocazii în care puteam, de exemplu, să joc la teatru și la un moment dat am avut o piesă de teatru, era un musical și în timp ce făceam o piruete, m-am enervat atât de tare, pentru că n-aveam luminist, n-aveam sunetist, o căruță de bani era chiria la teatru, înțelegi, noi trebuia să ne ocupăm de promovare și făceam eu pirueta și zic, mă, dar eu cui demonstrez și ce-l demonstrez? Și era o frustrare din asta, știi? Și uite, eu pe ei apreciez, poate, nu știu, poate condițiile sunt altele, poate se ocupă un producător, știi, ca să-i ducă și ei nu au stresul ăsta. Dar pentru mine, adică, bine, la momentul respectiv, știi, care... la momentul respectiv, astea erau condițiile, știi? Și genul ăla de nebună, care nu am să ai un șef sau pe cineva, un producător, și ești tu, dar vrei nu era tu vorba, să fii era foarte la greu. La bloc, apropo, avea cea care avea tăiat salariul cel mai des, Tilly. Ce da, făcea? Nu știu, vă bătaie salariul, la noi se tăia salariul. Adică ei se tăia din salariul cel mai des? Mă rog, nu erau chiar tăia din salariul, erau niște referate. Adică nu, adică penalizările, nu? Penalizările, deci le lua la niște contracte abuzive, mă rog. Nu, contracte abuzive, mă. Hai să o luăm așa, înțelegi, adică să nu deschidem cutia Pandorei. Dă-i un pic, înțelegi? Păi tu, de ce? Aveai gura mare sau de ce? Nu, eu sunt cu dreptate. Eu sunt cu, înțelegi, adică eu sunt cu să bine, facem lucrurile să fie corecte, diferite, da, adică și acum. Deci să iau la salariu, da, adică, dar ce făceai? Ce zice? Avea penalizări. Deci nu mi se părea normal, n-aveai timp să mănânci, n-aveai timp să te duci la baie. Nu făcea tambălău. Niște mici crize, în restul. Erai un fel de lider de sindicat, înțelegi? Ce? Nu, e al cui? Al tău și al păi lucrătorilor. Nu, că fiecare era treaba lui acolo, adică nu stăteam eu să vorbesc pentru altcineva. Nu, pentru mine. Băi, ți se părea normal? Adică îți dau un exemplu, eu nu ajungeam la facultate. Ți se părea normal? Sincer, realmente. Tot timpul se schimba programul, ceea ce nu era normal. Pe mine m-a afectat foarte tare, da? Pe de altă parte, de exemplu, de 3 ori n-am putut să dau de examenul de carnet. Nu mi se părea normal. Adică și atunci normal că existau discuții, da, știi? Pe de altă parte apărea la televizor. Și n-au găsit o altă vecină? Bani, de autografe. N-au găsit o altă vecină? Au vrut, dar nu știu cine acum pe stradă. Păi s-a cam mâncheat, că s-a știat și asta e. E, nu, ca să sunt povești mai de mult. Da, dar are dreptate și la televizor apărea și ăsta, sacrificii. Că erau sacrificii. Să nu ne aducem aminte. Să nu ne aduc aminte. Să se redeschide dosarele. Da, nu. Optimistă ca de obicei. Da, nu e vorba de optimism, e vorba de realitate. Adică, da, hai să depășim momentul. Da, mi-am adus aminte, a fost o plăcere. Cred că toate amintirile astea din toate perioadele. Da, m-a făcut cea de azi, înțelegi, am și contracte beton. Nu se mai schimbă niciun program. Nu se mai schimbă niciun program, crede-mă pe cuvânt. Toate lucrurile sunt exact ca în brief detaliate. Dar eu n-am timp, nu pot să duc așa ceva.
Înțelegi? Deci adevărul că acum haide să trecem peste toată povestea asta. Când erați la blog și vedeai imaginele și spuneai că ați fac aproape 20 ceva de ani, nu? Da. Aveai 16 ani. Imediat adică 20, erați niște adolescenți, adică niște adolescente care nu era ușor să facă față programului lui, care pentru oameni e foarte, nu știu, părea, băi, apărea la televizor în fiecare zi. Dar pentru Cătălin, pe mine m-a marcat. Noaptea, eu adică nu m-am întâlnit, uite, Laura era mai mare. Laura, băi, eu nu, la modul că stai că vreau să zic altceva. Uite, eu nu m-am întâlnit cu colegii mei de liceu niciodată. Laura a apucat lucrurile astea. Mi-aduc aminte că povestea așa de frumos de facultate. Nu, eram de vârstă cu Dana, dar Dana a avut, cum să spun eu... Nici Dana nu se vedea. Da, dar vezi tu, Dana a început altfel, adică a începuse de mică în povestea asta și atunci era un fel de... Era un fel de, nu știu cum să spun, era un fel de... Continuare, viața ei. Da, dar era normalitate pentru ea. Pentru mine m-au luat de pe băncile liceului, știi? Și a fost practic racolată, domnule. Nu, da. Tot televiziune, adică te-ai băgat în ceva, România mediocră. Te-ai băgat în ceva și nu știai în ce te bagi, știi? Adică despre asta este vorba. Știi? Băi, pentru mine a fost. Adică lăsând Caterinca la o parte, pentru mine a fost. Eu voi trăi cu regretul ăsta toată viața mea. Da, dar lucruri bune au fost mai multe decât rele. Cu siguranță, pentru că se întâmplă acum ca un bumerang, adică în ceea ce trăiești și ceea ce se întâmplă. Dar eu mă raportez la 16 ani, că despre asta vorbeam. Eu știu că tu la fel vorbești ca și acum 20 de ani. Deci tu toate lucrurile astea au rămas neschimbate. Ce mi-ar plăcea să văd la bloc 2021. Dar am făcut un episod la un moment dat. Da, nu știu, mi-ar plăcea să fiu și un vecin cu voi. Am avut un episod. Nu, a fost ceva special. Eu eram, teoretic, Adina era super operată. Operație și nu mi-ai zis. Nu, așa era, așa au gândit regizorii, că Adina se opera, da. Și pusese silicone, da, buze. Acum mă gândesc că era într-un complex rezidențial totul filmat. Da, foarte multe exterioare. E foarte fain când te uiți la imaginile astea și îți dai seama că fetele astea au ajuns fiecare... cum să zic, independente și pe drumul lor după 20 de ani, la modul cel mai sincer. Tilly, faci super performanță în online, ai familia ta, ai copiii tăi, Laura la fel, teatru, carte, doi copii la fel, știi, Dana Rogoz la fel, adică ați rămas oarecum pe aceeași traiectorie și fiecare face treabă foarte bună, chiar sunteți foarte tare, jur. Mulțumim. Asta cred că are legătură foarte mult cu mereu, anduranța de acolo. Băi, v-ați reinventat mereu, sincer, asta e adevărat. Și cât de greu e, apropo de chestia asta de reinventare, realmente și de ce? Pentru că, uite, atunci când eram aici, aveai în spate o echipă foarte mare de oameni care se ocupau de absolut orice. Și evident, ne raportăm la ceea ce trăiam atunci, printurile, o grămadă de reviste și la la la. Acum, în ceea ce se întâmplă cu online, nu, este foarte, e o linie foarte fină să nu te duci cu capul, știi? Să vrei doar să fii, pentru că este foarte grav să vrei doar să fii. Exact ce spunea Laura. Uite, eu îmi doresc ca cei care se uită pe pagina mea să plece cu acel ceva, știi? Uite, eu, de exemplu, pe pagina mea, îmi doresc ca oamenii care se raportează la ceea ce trăiesc eu să se regăsească și să-și dea seama că întotdeauna trebuie să găsim soluția de la capătul... Practic sunt lumi diferite, lumina, știi? Sunt lumi diferite și multe lumi. Da, și foarte greu, adică să nu te pierzi în nebuneala asta în online, să nu te duci, știi, cea la palie. Dar și faptul că am pornit de atunci... A contat. Da. A contat. Dar vrei să spun ceva, Laura Cosoi? Am fost la teatru weekendul trecut. Da. Da. Și n-ai fost. Nu, păi, nu știu cum de ai putut să mergi la un spectacol în care eu n-am jucat. De ce? Am fost pentru a nu era sala doua liberă. Oară sau a treia oară la Ghici cine te sună. Nu cred, fără mine. Am fost la Ghici cine te sună. Eu jucam atunci. O piesă la Elisabeta pe care o recomand cu mare drag. Și, cred că o jucăm pe 3 decembrie. Da? Foarte tare piesă. Mai vii odată. Și nu te-am văzut. Și ai avut emoții, nu? Am avut. Ziceam, unde e Cosoi? Unde e Cosoi? Dar eu, ca să concluzionez, mâine sunt la Făgăraș. Curte cu nevastă mea în regia lui Dan Tudor și la Pașcani. Să concretizeze pentru sud, care se uită acum. Cosmin, deci mâine e la... Unde-ți mâine? Mâine sunt la Făgăraș. Făgăraș, da, Făgăraș, iar apoi la Pașcani. Apoi la Pașcani. Aici, aproape, e ok. Da. Vine repede. Cosmin, să ai forță. Și apoi mergem la Iași. Și la Iași, perfect. Mergem, te referi tu cu el? Eu cu Cosmin și cu copiii în weekend. Da, în weekend, am înțeles. Perfect. Fetelor, sunteți minunate. Jos.